Găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor, ne apropiem încet, dar sigur, de finalul campaniei electorale, așa cum, evident, încet, dar sigur, ne apropiem de alegerile din 6 decembrie. Invitatul meu acum, Ionuț Sorin Banciu, candidat PNL Brașov pentru Camera Deputaților, de fapt, omul care deschide lista PNL Brașov pentru Camera Deputaților. Bun găsit, Ionuț! Bun găsit, Dan, mă bucur că sunt încă o dată în emisiunea ta și salutări brașovenilor! Primul pe listă la Camera Deputaților, discutam cu alți colegi de-ai tăi, fiecare zicea de mine, o să avem 4 deputați, o să avem 5 deputați, o să avem 2 senatori, poate chiar 3 senatori. Astea sunt discuții legate de procente și n-aș vrea să cădem în capcana asta, că e o capcană aici. Ce crezi din ce ai discutat cu oamenii? Vor ieși brașovenii, români în general, pe 6 decembrie la vot? Eu cred că există o oarecare teamă. Lucrurile s-au schimbat față de campania de locale. Avem mai multe cazuri, avem o incidență crescută, dar oamenii trebuie încurajați să meargă la vot. Certitudinea votului exprimat înseamnă certitudinea unui viitor. Trebuie să ne gândim că acest vot va avea un impact în următorii 4 ani și va avea un impact și după ce această criză COVID va trece. Și atunci este un moment important, este un moment în care avem mai multă nevoie ca oricând de stabilitate. În vremuri de criză trebuie să ai o direcție clară și un navigator sigur pe el. Și cred că PNL poate să dea această certitudine, această stabilitate, această predictibilitate, bineînțeles sprijinit de o majoritate parlamentară care să nu lupte împotriva guvernului, ci să fie un aliat de nădejde. Împreună cu președintele, bineînțeles. Da, am mai auzit discuția asta. Sigur, fiecare, de cel puțin la nivel declarativ, dorește cei mai buni pentru poporul român. Concret, tu, de exemplu, îți dorești un lucru care mie mi se pare interesant și cred că ar putea fi transpartinic până la urmă. 100.000 de arbori la Brașov, într-un oraș verde. Îți dai seama ce ar însemna asta multiplicat la nivel național? Pentru că vei fi deputat și deputații iau decizii chiar și la nivel național. Sau mai ales la nivel național ar trebui. Așa este. Este un proiect, să plantezi arbori, este un proiect foarte aproape de sufletul meu. Făceam un calcul zilele trecute pentru că există tot felul de ținte. Există ținta europeană de a planta 3 miliarde de arbori în următorii 10 ani. Există această țintă locală pe care am propus-o pentru municipiul Brașov. Vom avea discuții pe viitor și la nivel de județ să vedem ce înseamnă asta. Pentru mine să plantez arbori e o chestie naturală, e o chestie care vine din educația mea, din practica mea. Repet, făceam un calcul, cred că de-a lungul carierei am plantat și am contribuit la plantarea peste 1,5 milioane de arbori, dacă nu 2 milioane, pentru că în fiecare an, în ocoale silvice unde am lucrat, se plantau între 150.000, 250.000 de puieți anual. Deci, de data asta este un proiect cu care vin cumva din mediul politic. Am făcut asta ca specialist în silvicultură, am făcut asta ca și coordonator al unui ONG de mediu. De data asta vreau să o fac ca și om politic, ca și reprezentant al comunității, pentru că avem nevoie de natură. Deși Brașov este înconjurat de natură, avem probleme cu poluarea aerului, avem probleme cu numărul limitat de spații verzi din oraș și cred că va trebui să găsim suficient locuri unde acești arbori să se planteze, în jurul căilor de transport. Putem discuta de o centură verde a Brașovului, mai multe parcuri, mai mulți arbori de-a lungul șoselelor, străzilor, între blocuri, în spațiile verzi. Și nu este o țintă foarte mare. Este o țintă rezonabilă, este o țintă care se poate atinge și cred că în următoarea ședință de Consiliu Local se vor găsi soluții concrete la această idee pe care să o transformăm într-un proiect și să o și implementăm în perioada următoare. Da, așa ca proiect pilot, îți spun sincer că mie îmi place foarte tare, dar cred că ar trebui să facem asta la nivel național, pentru că, vezi, ai spus chiar tu, Europa propune un număr imens, mi se pare așa, că auzi 3 miliarde de arbori, nu e deloc mult.
Deci dacă fiecare om plantează la el în curte un pom și deja lucrurile se schimbă. Uite, eu trăind mai la țară așa, la Stupin, am făcut lucrul ăsta și nu unul, am mai mulți pomi pe care i-am plantat. Pe de altă parte, am văzut și probabil că ai văzut și tu ușoare escaladări populiste, le-aș numi eu, apropo de tot felul de lucruri. Inclusiv am văzut o chestie legată de terenul ăla de la Ius, unde a fost Ius înainte și Lubrifinu. Acum, pe Facebook și eu pot să scriu orice, dar acolo vreau să fac parc și mă apuc să strâng semnături că vreau să fac parc acolo. Nu poți să faci parc pe proprietatea cuiva. Încă e o proprietate privată, adică trebuie să ajungi întâi la o înțelegere cu omul respectiv și pe urmă să... Și asta nu ține de mine un om obișnuit, un cetățean obișnuit al Brașovului. A, că poți să ai niște idei. E altceva. Ține de autoritățile locale. Dacă autoritățile locale găsesc soluții, mai ales financiare, dacă mă întreb pe mine, să facă lucrul ăsta, bun, să-l facă. Dar, dincolo de toate, ar trebui să ne concentrăm pe locuri unde chiar putem, real, să plantăm niște pomi. Că avem curte, să plantăm în curtea noastră. Că nu avem curte, uite, putem să plantăm în zonele de pe lângă calea ferată, unde există domeniu public sau domeniu al statului. Și acolo, da, într-adevăr, cu anumite acorduri rapide, poți să plantezi niște pomi. Da, asta este practic cea mai mare barieră împotriva acestui program de primă împădurire a terenurilor agricole. Sunt fonduri europene care au venit, rata de absorpție este foarte mică, tocmai pentru că intri într-un conflict de utilizare a terenului cu proprietari, cu agricultură, cu alte tipuri de utilizare și aici trebuie să găsești și cadrul legislativ suficient de flexibil să-ți permită asta și bunăvoința celor care dețin aceste terenuri. Mă bucur că ai adus aminte de acest parc de la Ius. Chiar veneam astăzi o știre cum că proprietarul acelui teren a mai vândut o bucată de teren unui dezvoltator imobiliar. Și acum ar mai fi rămas undeva la, din cele 6 hectare din suprafața totală, undeva la 1,8 hectare au rămas practic în proprietatea acestui, acelui care deține terenul. Bineînțeles că... O deținea inițial, acum sunt mai mulți proprietari pe același teren. Sunt deja, sunt trei proprietari, a rămas o suprafață cumva nevândută, unde pe 1,8 hectare poți să faci o zonă verde, bineînțeles, cu condiția ca tu să deții acel teren. Ori aici, de la teme populiste, cum spui tu, până la soluții concrete, lucrurile sunt un pic diferite. Dacă punem într-o dezbatere publică necesitatea ca primăria Brașov să cumpere acel teren, să vedem cât costă, să vedem care e impactul și să vedem ce putem face cu el. Da, este o temă, dar hai să vedem cum o punem în aplicare. Pentru că și eu îmi doresc parcuri, și eu îmi doresc spații verzi. Eu am crescut la poalele Pietrii Craiului. Pentru mine să fiu în natură e ca și când sunt acasă. E o stare de naturală, normală, de spirit. În oraș lucrurile sunt puțin mai complicate. Bineînțeles că se poate face orice, dar trebuie să punem în balanță costurile și beneficiile și, bineînțeles, trebuie să avem și niște planuri de dezvoltare urbanistică, indiferent de proprietar, care să fie armonioase și care să aducă și spații verzi publice în sprijinul oamenilor. Pentru că e foarte multă natură în jurul Brașovului, dar nu toți oamenii pot să acceseze munții sau pot să meargă pe o pantă înclinată sau pe o potecă de munte. Trebuie să aducem și natura lângă oameni, nu numai oamenii lângă natură și cred că putem face asta la Brașov. Proiectul ăsta de 100.000 de arbori înseamnă în termeni tehnici, pentru că eu sunt inginer silvic, înseamnă undeva la 25 de hectare de noi păduri în Brașov. Ceea ce poate părea puțin sau mult. Dacă ne referim la ținta europeană de 3 miliarde de arbori, sună extraordinar, dar de fapt vorbim de 1 milion de hectare la nivel european. Asta înseamnă mai nimic. România are jumătate de milion de hectare de păduri care nu sunt încadrate în fond forestier pentru că nu corespund definiției și pentru că proprietarii n-au vrut să se lege la cap cu un regim silvic mai sever și au preferat să-și utilizeze terenul altfel. Astea sunt chestii care se pot face. Mă bucur că văd că lucrurile încep să meargă în Consiliul Local Brașov. L-am văzut astăzi pe Sebi Rusu încântat de că mâna întinsă de PNL a fost acceptată și că mergem la construcție. Sunt convins că în echipa PNL există suficientă expertiză pe temă de mediu, are protejate păduri. Voi fi aici, chiar dacă voi fi la București. Îmi doresc să mențin contactul cu județul Brașov pentru că, așa cum spuneam și în alte emisiuni, cred că în județul ăsta putem să demonstrăm că dezvoltarea se poate face fără să ne distrugem natura. Putem să facem această armonie între natură și oameni, între natură și dezvoltare,
și putem deveni un exemplu de bune practici. Eu asta îmi doresc, este proiectul meu de suflet, pentru că orice strategie națională trebuie să fie implementabilă. Și atunci am doresc ca județul Brașov să fie un fel de zonă pilot, pentru că am lucrat foarte mult cu terminologia asta de zonă pilot în proiectele regionale pe care le-am coordonat, o zonă pilot în care să testăm și să vedem cum funcționează și ce funcționează cel mai bine, după care să extrapolăm la nivel național și de ce nu să dăm niște exemple de bune practici Europei. Sunt convins că avem și lucruri bune de exportat. Da, am putea să facem lucrul ăsta, eu sunt de acord aici, însă politicul ar trebui să facă, să zicem, un pas înapoi, chiar dacă politicienii rămân tot acolo, dar să lăsăm politica sau politicile deoparte și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Este perfect pentru brașoveni că funcționează primăria și Consiliul Local Brașov, așa cum probabil că este perfect și pentru zărneșteni și pentru săceleni și pentru orice locuitor al județului. Este perfect că ne propunem să avem niște proiecte pilot, este exact ce trebuie, pentru că, într-adevăr, eu sunt convins că o mare parte din România și din români sunt cu ochii ațintit în coace, da? Românii se uită la Brașov. Bă, Brașov, de fiecare dată când te întâlnești cu cineva, a, ești de la Brașov, orașul este frumos, zona este frumoasă, tot ce avem în jur este, cum să zic, și-ar dori oricine să trăiască aici. Așa cum se mai întâmplă să fie și la Cluj, și la Oradea, nu cred că suntem doar noi burii cu pământul, dar dacă venim cu un astfel de proiect și reușim să-l implementăm la nivel național, asta mi s-ar părea, până la urmă, cum să zic, nu sunt vreun ecologist sau ceva de genul ăsta, dar îmi dau seama că plantând un număr impresionant de arbori, prelungim de fapt viața pământului, continentului european, în forma în care este acum, sau poate chiar să o îmbunătățim. Eu sunt un ecologist convins și ce am studiat în ultima perioadă de timp, pentru că este un an, așa cum am spus, e un an foarte important, 2020, se trasează următoarele strategii europene. Strategia pentru protejarea biodiversității, o nouă strategie forestieră europeană, astea sunt două componente foarte importante ale Pactului Ecologic European și noi va trebui să transpunem aceste strategii la nivel național. Plantarea de arbori, în altă ordine de idei, este cel mai economic mod de a absorbi gazele cu efect de seră. Nu există fabrică mai eficientă în a absorbi dioxidul de carbon și a ne da oxigen și aer curat decât un arbore. Trebuie să folosim natura în avantajul nostru. Natura este aliatul nostru și nu inamicul nostru. Trebuie să avem mai puține betoane și mai mult spațiu verde în orașe și atunci vom rezolva parțial și problema poluării. Sunt teme actuale. Sunt teme la care România va trebui să răspundă. Astea sunt proiectele cu care merge un parlament, o implementare coerentă, echilibrată a strategiilor europene, strategia pentru protejarea biodiversității, strategia forestieră, care va implementa inclusiv această țintă de a planta cei 3 miliarde de arbori la nivel european. Și putem veni cu exemple că aceste lucruri se pot face și se pot implementa în județul nostru. Da, mai sunt, cum spuneam la început de emisiune, puține zile până la vot și aici lucrurile nu sunt foarte clare. Poate sunt mai clare în pădure decât aici, dacă îmi permiți comparația. Oamenii sunt speriați, ar vrea să meargă la vot, dar n-ar prea vrea. S-a văzut și pe 27 septembrie un oarecare absenteism. Ați lucrat la capitolul ăsta în campania electorală? Ați avut posibilitatea asta până la urmă? Că de fapt de aici pleacă tot. Da, cred că cel mai important este că măsurile de siguranță, toate măsurile de siguranță care se puteau lua, s-au luat. Oamenii trebuie să meargă cu încredere la vot, pentru că guvernul și-a asumat că aceste alegeri se vor face în deplină siguranță. Să mergi la vot nu este mai puțin riscant decât să mergi la un supermarket sau la un, nu știu, sau la piață, să zicem. Este un exercițiu pe care trebuie să-l faci. Este un exercițiu pentru care generațiile străbunicilor noștri s-au luptat. Dreptul la vot este un drept constituțional, trebuie manifestat, pentru că așa, doar așa poți să
tragi de urechi pe cei care, pe care i-ai trimis în Parlament și te poți revolta data viitoare împotriva lor sau să-i sprijini în continuare dacă ți-au plăcut ce au făcut. Nu este, că, este foarte, foarte important că, ca oamenii să meargă la vot. Înțelegem reticența, înțelegem, înțeleg teama, dar îi asigurăm pe cetățeni, pe oamenii care merg la vot, că acest vot se va desfășura în condiții de siguranță, respectând măsurile de distanțare fizică, măsurile igienice, vom putea exersa acest drept constituțional în condiții foarte bune. Este vorba de următorii 4 ani, repet, este o oportunitate fantastică. E foarte important cui dau românii acest mandat de a-i reprezenta. Și cred că de data asta, mai mult decât oricând, PNL vine în fața brașovenilor cu echipă de oameni, cu echipă de experți. Fiecare pe domeniul lui de activitate, sunt convins că ai avut invitați pe aproape toți colegii mei, sunt oameni care au expertiză pe turism, sunt oameni care au expertiză în drept constituțional, sunt oameni care au expertiză în sistemul de sănătate, mediu, antreprenoriat, o gamă diversă de oameni și foarte bine amplasați în județ ca să reprezinte interesele și zonale, și pe grupe de, să zicem, profesionale. L-avem pe domnul Flucuș, care este un primar din Țara Făgărașului, care cu siguranță va aduce spațiul rural în Parlament, la decizie. Deci există, cred că de data asta oamenii au ce alege și pot trimite în Parlament experți care vor aduce certitudinea celor mai bune soluții pentru un viitor mai bun. Da, până la urmă, ce a făcut fiecare este ușor de văzut, trebuie doar să iei lista și să știi că, spun lucrul ăsta în cunoștință de cauză, am discutat cu niște oameni care a zis, bă, eu vreau să mă uit să văd cam ce oferă oamenii ăștia și următoarea mea întrebare a fost, da, mergi la vot, nu? Da, merg la vot, cu siguranță. Dar întâi vreau să văd pentru cine merg la vot și probabil că i-au luat pe primii 2-3 din fiecare listă. Da, și s-a uitat ce a făcut fiecare. Google-ul te ajută pentru că de-aia este motor de căutare, nu așa se numește. Probabil că alții folosesc și alte motoare de căutare, dar găsești informații despre persoanele respective. Și aici cred că e o chestiune indiferent de partid. Și dacă oamenii respectiv te conving, îi votezi. Dacă nu te conving, evident, nu-i votezi. Dar greu, așa cum spui și tu, cred că după destul de mult timp, oferta politică din România este mai vastă. Oferta politică din România poate fi considerată mai atractivă și cred că din momentul ăsta poți să te duci să votezi ca să poți să comentezi după aia, că și rețelele astea de socializare de stat în casă au devenit adevărate mici parlamente. Așa e, trebuie să mergem de la populismul dezbaterilor pe Facebook la soluții reale, pentru că de la a critica când nici măcar nu te întreabă nimeni ce ai vrut să spui, până la a găsi soluții e un pas important. Eu am trecut din partea de implementare, am făcut muncă de ONG la nivel regional și european și am avut o regulă. În momentul când critici o situație sau o soluție, trebuie să vii cu o alternativă. Altfel vom sta în critici neconstructive, vom sta în a continua să semnalăm problemele, dar fără să găsim soluții. Ori aici e toată arta, de asta trebuie să avem oameni care știu foarte bine cu ce se întâmplă în domeniile lor de activitate, pentru că numai astfel vom putea găsi soluțiile cele mai bune. Și mai cred un lucru care este foarte, foarte important. Pe temele majore ale României, sănătate, educație, mediu, trebuie să găsim consensul politic. Nu putem să mai mergem, bun, campania electorală se termină, avem tot felul de dezbateri pe Facebook, pe lângă Facebook, tot felul de petiții, să facem tot felul de lucruri. Ei, după campania asta electorală trebuie să punem osul la treabă și sunt convins că românii nu ne vor ierta dacă vom continua dezbateri sterile pe subiecte inventate sau pe tot felul de exagerări ale unor teme care nu sunt de interes public. Sau nu mai sunt, ori fi fost la un moment dat, s-au luat decizii, iarăși. E foarte important. Eu am un principiu. Decât să stau pe Facebook și să comentez, chiar dacă am o soluție, mi se pare mie constructivă, habar n-am. E mai bine du-te în audiență la primar
Du-te în audiență la viceprimar, vorbește cu consilierul local pe care l-ai votat și zici, băi, Costele, eu te-am votat pe tine pe 27 septembrie. Mulțumesc. Dar uite ce problemă am eu și uite și soluția pe care o ofer. Este o soluție bună? Este o soluție viabilă? Poți să mergi cu ea în Consiliul Local? Sau, bom, nu e viabil. Păi de ce? Pentru că nu poate să treacă pe aici troleibuzul 6. De-aia. Punct. Nu se poate. Există un traseu al troleibuzului 6 și pe acolo o să meargă, sau autobuzul 6. Pe acolo o să meargă. Dar altfel, nu numai că creăm dezbaterile astea false în mediul virtual, avem impresia că suntem importanți și că găsim soluții și că, știu eu, poate cariera noastră anterioară ne recomandă pentru a veni cu soluții, când de fapt este vorba unui prieten preot. Deșertăciune. E deșertăciune. Da, eu înțeleg civismul altfel. De la critică la soluții e un pas important. Cred că această comunicare între cetățeni și reprezentanții lor, liderii lor politici sau de la nivel local trebuie să continue și după alegeri. Nu, pentru că acest contact cu realitatea ne va asigura faptul că vom găsi cu certitudine cele mai bune soluții. Dacă ne desprindem de la firul ierbii, vom continua dezbateri sterile de la tribuna Parlamentului și oamenii ne vor percepe ca pe niște oameni care vorbesc cu o altă limbă. Nu, eu îmi doresc să continui comunicarea, îmi doresc să răspund problemelor concrete și dau un exemplu astăzi, chiar pe final, aproape la finalul termenului, am făcut o interpelare la Zărnești pentru că Consiliul Local nu a reușit până acum să aprobe aceste facilități pentru Horeca. Este ultima zi, văd tot felul de politicieni care se bat cu pumnul în piept că ei sprijină Horeca, dar când e vorba să iau o măsură foarte simplă, foarte clară, hai să reducem taxele locale pentru oamenii ăștia care au fost foarte afectați de pandemia COVID, nu se întâmplă lucrurile. Și atunci am făcut o interpelare astăzi, am făcut o adresă Consiliului Local, pentru că este ultima zi în care această decizie se poate lua. Nu sunt soluții magice. Niciun guvern nu a venit cu soluții magice de a trece prin această criză, dar sunt soluții punctuale pe care le putem lua. Și dacă această reducere de taxe locale se poate face printr-o simplă hotărâre de Consiliu Local, hai să o facem, să nu mai așteptăm, pentru că termenele trec și acești antreprenori din domeniul Horeca nu o să ne ierte dacă n-am luat măsurile când trebuia. Am văzut asta, s-a întâmplat și în Consiliul Local la Brașov. Aici se pare că colaborarea funcționează mai bine. La Zănești încă așteptăm o invitație pe ultimă oră la o ședință de îndată în care să aprobăm aceste măsuri de sprijin pentru domeniul Horeca, pragmatic și concret, nu populistic și doar ca și subiect de campanie. Da, poți să mai câștigi niște voturi sau să pierzi niște voturi, dar până la urmă lucrul ăsta strict politic nu compensează niciun fel, știu eu, diminuarea activității într-un domeniu extrem, extrem de important. La Zărnești, din câte știu eu, e din ce în ce mai important. Adică anumite zone s-au dezvoltat, s-a dezvoltat partea asta de cazare, există din ce în ce mai multe oferte, există și pe site-urile specializate, că era să mă ia gura pe dinainte. Deci există peste tot. Zărneștiul este pe hartă la capitolul ăsta, dar Este. degeaba e pe hartă dacă o gradul de ocupare trebuie să fie unul anume, în restaurante nu se poate intra și așa mai departe. Acolo e problema și acolo așteaptă oamenii sprijin. Așa este. Eu am participat în campania de locale și asta mi-a plăcut cel mai mult pentru că am luat legătură cu oamenii, am luat legătură cu antreprenorii. Oamenii așteaptă soluții de la noi. Nu, s-a terminat cu gata. Mâine, poimâine se termină campania. Trebuie să punem niște rezolvări concrete pe masa oamenilor. Și da, Zărnești este o destinație ecoturistică certificată. Comunitatea sau Consiliul Local și-a asumat că asta e o linie de dezvoltare, numai că nu se întâmplă lucruri. Lucrurile astea nu vin de la sine. Dacă poți să întinzi o mână, întinde-o. Când ai un cadru legislativ care ți-o permite. A venit această ordonanță de urgență care îți permite să reduci taxele pe clădiri și aici discutăm, poate că în zona Zărești nu sunt foarte multe hoteluri, dar discutăm de zona Tohanul Nou, spre Bran, unde deja sunt hoteluri, unde un genul ăsta de sprijin poate să însemne salariile a câtorva bucătari, ospătari, în perioada asta în care lucrurile nu prea funcționează. Adică să reduci taxa pe clădire,
poate să ajute într-un moment din ăsta. Și chiar dacă nu e foarte mult, să zicem, da, comparativ cu pierderile, dar este un ajutor, este un semn că îți pasă de un mediu de antreprenori și de un mediu de business care, până la urmă, îți aduce plus valoare la nivelul localității, îți aduce taxe, impozite, locuri de muncă. Ori trebuie să arătăm că suntem acolo și că ne pasă. Și când avem și instrumentele că guvernul și-a făcut treaba și a dat această ordonanță de urgență, hai să o facem. Nu trebuie să așteptăm. Astăzi era în ultima zi și lumea ne acuză pe noi, numai că noi avem 6 consilieri locali acolo. La ultima ședință de consiliu local, ordinea de zi era gata. N-am mai putut interveni cu nimic. Suntem totuși în minoritate și în opoziție. Lumea tinde să uite chestia asta, că nu noi deținem controlul în consiliul local și că nu noi putem face ce vrem acolo și cum am vrea. Da, dar sunteți la vorba cuiva, sunteți la putere la nivel național. Păi da, și aici trebuie să facem legătura, pentru că de asta e important votul. Oamenii au zis, ok, ne-am votat primari, avem consilieri locali. Guvernul e important, parlamentul e important. Am văzut ce a însemnat această luptă, am văzut ce înseamnă această lipsă de stabilitate și de predictibilitate. Trebuie să oferim o viziune clară asupra traseului României în următorii ani. Asta înseamnă o colaborare între Parlament și Guvern, înseamnă majorități stabile și înseamnă consens politic pe marile teme. Eu cu astea, cu gândurile astea merg în Parlamentul României și îi asigur pe toți cetățenii din județul Brașov că nu voi dormi în Parlament și că nu-mi place să dorm, sunt o persoană activă și cu siguranță o să audă de mine nu numai în campanie electorală, ci și după. Mulțumim frumos, Ionuț Sorin Banciu, cel care deschide lista pentru Camera Deputaților din partea PNL Brașov. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.